Vă salut! Avem aici o femeluță de Asia Centrală. Pe data de 10 mai a făcut fix 4 luni. Am pregătit aici un cântar 0-0. Ne urcăm pe cântar cu ea să vedem și noi ce greutate avem. Oh. 100 și... 122 jumate. 122 de kilograme și jumate. Minus greutatea mea, ia să vedem. Minus 92,5, fix 30 de kilograme. Da, fix 30 de kilograme. Zic eu că e bine pentru o femeluță, nu trebuie nici supraponderată. Trebuie avut grijă cu acești câini pentru că greutatea le poate strica osatura, articulația și așa mai departe, deci trebuie ținut cont și acest aspect. Eu zic că e destul de masivă pentru vârsta ei. Am să atașez și un tabel cu raport greutate-creștere în funcție de vârsta puiului. După cum observați, la 4 luni avem o greutate cuprinsă între 25 și 30 de kilograme, deci noi le-am încadrat la maxim. Foarte bine pentru femela noastră. Totodată aici ține și de linia părinților. Cu cât e o linie genetică bună, cu atât și rezultatele pe măsură. Cam atât despre această femeluță. Sper că v-a plăcut. O să vă lăsăm în încheiere și câteva imagini cu tatăl femelei. Până atunci, multă sănătate și Doamne ajută!